oamenii nu te uiți la camere, dacă... Deci le spui ce, dacă așa cam ce aveți. Cuțite, foarte ce... Asta e o farfecă de vie, de curățat via. Pomii. Meseria. De la tata. Ea s-a ocupat? Tot aici? Venea. Noi suntem de la Lugoj, doamne. De la Lugoj veni. Și veniți în ziua de piață sau? Da, în ziua de piață, joia. Ce să văd? Oameni care... Tata, unchiul meu. Nu, nu, oameni care se aducă... E, clienți? Mai sunt clienți care mai vin. Dar se ocupă de mult familia? Peste 30 de ani. Și cum a evoluat asta? Au scăzut numărul de clienți, de când nu se mai taie porci. Ați văzut ce se întâmplă în țară cu testa porcină. Lumea nu mai taie porci. Normal că au scăzut și ascuțitul de cuțite. Nu mai avem așa clienți. Farfece. Da, de bucătărie, cuțite de bucătărie, tot felul. La Lugo, la noi, la Lugo, da. Cred că sună telefonul, așa? Să ne spuneți, mami, că noi facem o știre cu domnul aici, că eu ultimul care se ocupă de așa ceva singurul. Deci ce ați venit să ascuțiți? De la șaormerie, nu știu, eu s-a angajat. Aha. E de la șaormerie. Veniți, des aici, să Nu știu, eu fac locul lui copilăș. Am înțeles. Doamna, nu m-a picat. Bine, bine, nu te să țipați. Da, nu-mi trebuiază prostiile lor, pătărașul. E supărată pe viață. Dar sunt mulțumit în general de... De regulă facem în așa fel să mulțumim clientul. Forfecuțele cum sunt astea, de exemplu, sunt la 5 lei de pieliță, 7 lei cum sunt astea de vie, în funcție de la ce se folosește, de frizerie, 10 lei, diferite prețuri pentru fiecare produs în parte. Se merită? Se merită dacă nu ai altceva de făcut, dacă nu ai... Tata! Fratele mai mic. De la tata? De la tata, da. Și mai sunt? Mai sunt. Verișori de-a lui tata, nepoți de-a lui tata care se ocupă cu așa ceva. Adică afară familie. Aveți concurență? De exemplu, la Făget avem concurență. La Făget. Dar aici în zonă nu? Nu, aici în zonă nu. Și utilajul ăsta cu ce timp? Poate să aibă și peste 100 de ani. Aia care, de la, care e de la Lugoj, utilajul de tocila de la Lugoj, are peste 100 de ani de chimie. Ia ca Ștefan Zonă. Da, transportăm. Da, și pe roabă. Uitați. Dar meserile astea sunt toate cale de dispariție. Da, sunt meserile. Da. Da. Asta e. Da? Ce prefenă să cumpere altul? Domnule, degeaba cumpără și altul nou. De exemplu, foarte da. Să faci de capul tău, cu speziență. Da, cât e mai mult? Așa ce ustură cu asta. Știi cum mă? Șapule, vorbea și la... Da, și făceam o știre cu domnul aici și e una dintre meserile care sunt pe cale de dispariție, cea de lucru, ca și cizmarul. Da, da. Ce părere aveți? Spun că mai sunt oameni care fac treaba. Uite, sunt oameni care trebuie să se ascute, foarfecile, cuțitele. Cred că da. Mai există. E bine că există, dar păcat că, uite, dânsii mai sunt atât încolo. Uitați-vă pe linia asta, câți meseriași mai sunt. Foarte puțin. Niște fierari, niște... Uite, mai fac coșuri, mai fac mături, uite, mături. Nu mai face nimeni mături.
omul ăsta vine de la județul Timiș, vă dați seama. Dar de ce credeți că nu mai e timp? Păi să moderniza lumea. Păi, na, s-a modernizat. Asta se folosesc la ceba. La formurile. Nu înțeleg internetul. Așa zice.